regulă mâine. Mâine, da. Păi ce dracu mi-o fi așa să te numi? Dă, până cât a trecut, da. În viață, da. E haioasă, așa, cred că e și mai tipă. Sper ca anul ăsta să pregătim sezonul mult mai bine și la final să fim fericiți ca la prima întâlnire. Este un obiectiv propus de cei care conduc clubul? Sigur, cred că obiectivul este să promovăm, asta ne dorim și sperăm că să-l atingem. Considerați că fetele care au venit o să vă ajute în acest demers? Sigur, am plecat să formăm o echipă care să fie competitivă și să ne putem bate pentru promovare. Prima perioadă, luna iulie, în Ploiești, de pregătire, o să avem un cantonament de pregătire la Sighișoara și după aceea să facem și ceva meciuri de pregătire. Poate să ajute tinerele jucătoare care le avem în echipă și prin ajutorul ei în echipă să ne aducă să și promovăm. De ce nu să dăm exemplu Petrolul? Cel mai bun exemplu, l-avem în oraș, haide să-l aducem și la handbal. A venit la Ploiești. De ce? Nu a fost o decizie grea pentru mine, ținând, indiferent că este Liga a doua, consider că handbalul se joacă și în prima ligă și în a doua. Pentru mine este de bun augur, mi-aș dori în tot sufletul să demonstrez că pot să fac performanță și la o echipă mai micuță, să spun așa, fără palmares. Și chiar am încredere, mai ales în Dragoș și în cei din conducere. Până acum totul a decurs ok. Cunoști din fetele care... Da, pentru că am jucat jumătate de sezon la Corona și am fost adversare și cunosc majoritatea din... Și consider că alături de Corona poate avea loc și Ploieștiul anul ăsta? Da, de ce nu? Pentru că, cum s-a văzut și în sezonul trecut, cred că orice a fost posibil și Corona a fost privită ca promovată în Liga Florilor și, din păcate, nu s-a reușit această performanță. Te-a vrut cineva foarte mult aici, la Ploiești? Da, au fost de partea tuturor, adică de partea clubului și dorința mea. Și faptul că ești oarecum aproape de casă? Nu, neapărat, că până la urmă am luat decizia de a face performanță și la un nivel mai mic și să demonstrez că pot să-mi pun amprenta și în Liga a doua și mai ales să promovăm, dacă ne ajută Dumnezeu. Da, eu știu că va fi destul de greu. În Liga a doua nu cred că se va înghesui lumea să vină la sală, deși mi-aș dori, pentru că ar fi al optelea jucător pe teren și știu ce înseamnă să ai galerie, mai ales de la echipele de fotbal. Am jucat la Craiova și știu când jucam împotriva Rapidului se întâlneau cele două galerii, dar noi sperăm să-i atragem de la fiecare meci. Și invers. Da, cum vă spuneam, la mine sunt foarte cinci. Ca să știu cum mă pregătesc pentru șocuri. Dar cred că o să fie cât mai puține. Ni l-am propus ca el să fie atins. Ce să vă spun? Vă doresc din tot sufletul tărie de caracter, să fiți unite, putere de muncă, multă sănătate. Sunt alături de voi, orice problemă o discutăm cu Dragoș, cu mine. Am rugămintea să fiți transparente și să transmiteți orice. Pentru că dacă... Te rog. Noi nu vrem să promovăm, dar vrem să promovăm, da? Nu e bine să... Pentru că aveți calitate, asta am vrut să las la urmă. M-am bazat, vă doresc mult succes,
repet, orice problemă comunicați-o și nu vreau să avem unui an care urmează un an foarte greu. Văd că toată lumea vorbește despre o posibilă promovare. Să fie asta leitmotivul existențial? Păi, final ar putea fi. Îmi doresc din suflet. În primul rând vreau să construim ceva solid, ceva care să aibă o bază, o temeinicie. Consider că ar fi bine ca echipa asta să numească și Petrolul? Da, ar fi. Este o idee foarte bună. Pentru că toată lumea trăiește prin istoria Petrolului. Sportul în Prahova este Petrolul. Toată lumea respiră Petrolul. Așa că nu cred că ar fi o idee greșită aceea de a cuprinde în denumirea clubului Petrolul, Prahova, Consiliul Județean, Ploiești, ceva de genul, o combinație de în denumire. Pentru că sunt sigur că tribunele ar fi pline. Cu Patricia a durat cam 3 săptămâni, să spun, nu negocierea, discuția. Am avut o discuție corectă, principială, la prima întâlnire a fost de acord să colaboreze cu noi. Eu am vorbit foarte mult cu ea și în discuțiile care le-am avut am reușit să-i trezesc puțin ambiția, pentru că la valoarea de care a dat dovadă în cariera ei, ar fi păcat să nu iasă pe ușa din față, în contextul în care își poate găsi aici tot ce îi trebuie, ca și continuitate, adică să joace până când o țin forțele, după care să împărtășească celor tinere din experiența ei.